Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Gheorghe Preda, fermier din județul Ilfov. Bună dimineața, domnule Preda! Ne bucurăm că vă avem în rândurile noastre și că sunteți invitat la Agrostrategia. V-am întrerup din timpul campaniei de recoltat, din lucrările agricole pe care le aveți în această perioadă, tocmai ca să... Am luat diferite regiuni ale țării în această săptămână să vedem un pic care este situația cu seceta, că și autoritățile au anunțat, vorbim de irigații de nu mai știu când. La dumneavoastră în fermă, din punct de vedere a condițiilor meteorologice și în special a secetei, a deficitului de apă, cum suntem în acest moment? Din păcate trebuie să recunosc că de câțiva ani, de cel puțin 2 ani, 3 ani de zile, parcă această zonă este bântuită de această secetă profundă. Eu sunt pățit cu ani în urmă când am avut o asigurare pe secetă și am plătit foarte mult polița de asigurare și cu seceta totală nu am primit un leu. Am fost foarte supărat și cu societatea care atunci am încheiat polița de asigurare, nu mai închei în viața mea cu dânsii, am spus, nu m-a ajutat nimeni, nu m-a sprijinit nimeni. Chiar dacă plouă anumite tarlale, să le zic așa, cultivate cu porumb, unde situația stadiului de dezvoltare este foarte slab, nu mai au șansă. Nu știu ce ploaie poate să vină. Întâmplător mă uit pe telefon, pe ce avem noi pentru informațiile cu vremea, văd că de la 7 litri, 10 litri, cât spun că preliminar, văd că apare un litru, să vedem ce se va întâmpla, dar situația este foarte critică. E foarte critică, bun. Ce să vă spun. Bun. Și la floare și la drum. Exact, hai să o luăm întâi un pic de la coadă la cap. Da. În acest moment, pe culturile de primăvară, deci cele care le-ați semănat în primăvară și urmează să le recoltați în toamnă, floarea soarelui și porumb, exact. Care este situația în acest moment? Deci la floarea soarelui, din 300 de hectare, am întors 130-140 de hectare unde a fost situația cu porumbei. Acolo am venit cu porumb și am semănat imediat, fără lucrări, am semănat direct în terenul pregătit cu floarea soarelui. După aia am venit. Vă întrerup un pic pentru a ne povesti un pic, pentru că l-am avut și pe ministrul mediului, Tanțoș Barna, care a atacat problema aceasta cu păsările. Povestiți-ne un pic ce s-a întâmplat cu floarea soarelui. Am semănat și în fața de cotile doane, numai în fața de ediții cotile doane, o suprafață de peste 100 și ceva de hectare a fost practic rasă după teren. Am încercat cu mijloace proprii, empirice, cu acele momâi, cu ciolofan, cu așa, cu oameni ce am avut, cu zgomote, goniți, cu... Nu? Da, dar nu. Practic stăteau lângă noi, erau învățați, nu, n-am avut nicio situație. Bun, deci după paguba suferită la floare, ați pus porumb. Și ce s-a întâmplat după? Situația e critică. Am semănat în condiții optime, în sensul bun. N-am mai reluat cu o lucrare mecanică să pierd apa din sol. Am venit, am semănat cu o semănătoare performantă, bun, am semănat porumb, a ieșit, am venit cu un erbicid cu frunză lată, ce-a mai ieșit din floarea veche așa, s-a dus naibii, porumbul bine și frumos, a avut un stadiu bun, că am fertilizat iar părând și fertilizare odată la floarea soarelui, odată iar deci la porumb. Bani cheltuiți cu duiumul. Acolo sunt cheltuieli duble, cu sămânța, odată sămânța de floare, sămânța de porumb. Estimările de producție care sunt? Pici sunt zero. A, deci acum e pagubă totală, nu? Poftim? Pagubă totală. Pagubă totală. Trecem un pic de la culturile de primăvară la cele de toamnă, cele care le-ați semănat, pe care le-ați semănat. În toamna anului trecut. Orz, grâu, rapiță. Aici sunteți în campanie de recoltat. Care este situația? Și care sunt producțiile la dumneavoastră în fermă? Terminăm de recoltat într-o zi, posibil, pentru că
avem o bază materială bună, combine bune, lățime de lucru mare, combine de forță. Așa, cam și cam să... cum arată producțiile? Producția la rapiță, cred că ne învățim undeva la 3 tone, 3 tone și un pic. La grâu undeva în jurul cantității de 5 tone, așa. Și la rapiță undeva la 7, la asta, la ors, pardon, la vreo 7 tone și ceva. Astea sunt producții. Producții bune la culturile de toamnă, dar evident cu celălalt ochi plângeți pentru ce e la porumb și la floare. Producțiile puteau să fie și mai bune, dar așa cum știe toată lumea, a fost o iarnă fără precipitații și spre finalul perioadei de vegetație, când era nevoie de apă pentru spic, pentru bob, n-a mai fost. Și atunci, asta e vorba la Costin, băiatul meu cel mare, tăticule, să fim sănătoși, să strângem ce se poate. Mă rog. Problema care este la ora actuală, problema că prețurile la cereale scad într-o veselie, cum să spune. Prețul la inputuri deja, îngrășămintele costă mult. Povestiți-ne un pic față de anul trecut ce creșteri de costuri ați avut de producție. La îngrășăminte, la carburant, vede fiecare român când alimentează. Am cumpărat motorină cu 3,75-4 lei și acum o cumpărăm cu 9 lei. Deci nu mai e același. Mai mult de dublu. Mai mult de dublu. Gândiți-vă la faptul la îngrășămintele chimice. Eu ascult fermieri care îi spun într-adevăr costurile. Hai să fim sinceri, costurile cine anul trecut a mai prins pe un preț mediu, sunt niște costuri la 5.000-5.500, nu ne ducem la 7.000. Eu cel puțin la mine în fermă. Nu mă duc la 7.000 cheltuială acum. Mă duc pe la... hectar sau cum? Da, pe un hectar. Am prins îngrășămintele pe un preț mediu. Dar ce vom face de acum încolo? Exact. Sau la anul și mai rău. Asta clar este că și inputurile, deja marile societăți, deja au scumpit cu 20-25%. Acum când vorbim, cât e prețul la grâu, de exemplu? Sub 1,50 lei. Sub 1500 de lei tot. Vinerea trecută am avut o discuție cu un distribuitor de îngrășăminte chimice. Pentru ceva îngrășăminte chimice, să securizăm. Vinerea a zis că vine la mine la fermă. A venit sâmbătă din Politețe și mi-a arătat telefonul că s-au sistat livrările. Și a spus, domnul Preda, venim luni sau marți. Luni n-a venit că n-a avut preț, a venit marți. Vreau să rețineți că în 3 zile, pentru o cantitate de 275 de tone, am pierdut chipurile. Așa au ajuns vremurile. S-a peste majorat, 10.000 de lei. Cât? 10.000 de lei pe zi. 10.000 de la o discuție de pe vineri până marți. Da, și am fost să securizez spunându-mi, domnul Preda, e bine să încheieți acum, faceți o discuție, să ne dați un avans ceva să securizez, urmând aștept și vor crește în continuare prețurile, ăsta e mesajul. Am toate informațiile. Spre exemplu, am mai discutat cu alte societăți, nu le dau nume, vroiam un anumit produs. Și atunci, domnule, dar nu-l avem pe stoc, fabrica nu produce, posibil după 15-20 iulie, dar luați-o în calcul, o creștere de cel puțin 30%. Eu cum pot să mă gândesc? Fermierul român e lovit din toate părțile de majorări de costuri, de creșteri de costuri. Și când speră și el să obțină un preț mai bun la recoltă, că prețurile la alimente tot cresc, adică nu din cauza fermierului român se scumpește pâinea sau carnea. Nu ne scumpim. Nu. Uleiul. Și în final, acum avem un preț prăbușit, e și jocul prăbușit. Celor care... Domnul Vlad, prăbușit, ăsta e cuvântul ideal. Și mai ales, iertați-mă că vă spun, și în contextul în care eu cel puțin văd, se va schimba ce se întâmplă pentru fermieri. O altă chestie vă rog, pe care e problemă. Cu ce alte probleme vă confruntați? Problema spațiilor de depozitare. Până nu care e situația aici?
Păi situația e la unii fermieri și eu mai aveam nevoie de ceva spații, am ceva, dar nu satisfăcătoare pentru păstrarea producției. De exemplu, nu pot să păstrez 1500 de tone de rapiță într-un spațiu fără condiții de aerare și atunci o pierd. Și atunci voi fi obligat pe prețurile pieții sau știu să văd ce soluție să vând. Dar poate reușesc după ce termin cu microgradul, poate am șansă și eu la el, să reușesc cu firma care m-a ajutat să încerc deci să... E un obiectiv să investiți în noi capacități de depozitare, nu? Da, trebuie să fac 3 celule de depozitare de peste 700-800 de tone în care pot să mișc parte din cereale dintr-o celulă în alta pentru aerare și pentru păstrare, bineînțeles cu selector, cu uscător, cu tot ceea ce trebuie. Alminteri, vom depinde tot timpul. Am fermieri, colegi aici în Afumat, lângă mine, amici așa cu 200-300 de hectare, costă 50 de hectare, care sunt obligați. Anul trecut chiar un prieten al meu, vă spun, și e și medic, se ocupă de cel puțin 200 de hectare, n-a avut unde să vândă. Și a fost obligat să vândă grâu cu 0,7, cu 0,8. De la, din combină, cum se zice, sau de la remorcă. Din combină. A pierdut omul jumate de bani, dacă avea și el posibilitatea. Dacă putea să depoziteze, da, deja preț dublu. Vă dați seama, ajungea la 1,50 lei, 1,60 lei de bani și putea să dezvolte și dânsul, să-și ia utilaje, să-și ia mașini. Și eu mi-am luat slavă de luat, dar credite multe, domnul Vlad. Credite de, nu mai știu cum să le duc, cum să le combin. Nivelul de îndatorare al fermierului român, aici generalizăm așa un pic, dar nu cred că greșim foarte mult. Nivelul de îndatorare, în special către bănci și către IFN-uri, este mare în acest moment, nu? Este mare. Eu zilele astea trebuie să mă ocup să obțin o adeverință APIA ca să pot să încep să fac plățile, ca să pot să mă securizez parte din îngrășăminte, ca să pot să fiu rentabil. Să mergeți mai departe, exact. Că dacă mă duc pe un cost de 7.200-7.500 de lei, că spune domnul Muscă, și îl cred că face dânsul așa ceva, și noi obținem 5 tone de grâu, păi gândiți-vă, ce facem? La 1,30 lei, 1,40 lei, dacă vor fi, să vor menține... Nu e o activitate sustenabilă economic, trebuie să veniți cu bani de acasă, evident. Să fac patriotică. Corect. Toată lumea vorbește acum de nevoia de a investi în sistemul de irigații ca să combatem efectele secetei. Dumneavoastră cum vedeți problema asta? Ce credeți? Ce credeți că trebuie făcut? Pe plan local la mine, ce trebuie făcut? Știu cei mai mari să facă, unde are posibilități să aducă apă prin stații de pompare. Dar la Găneasa, la mine, la Șiturița, efectiv, nu am nimic, nu am nicio sursă. Toate bălțile sunt private. Eu am încercat acum 2 ani în zona Pitească să cumpăr o baltă, să o cumpăr, să o concesionez. Și am fost la Apele Române, ce ne-a fost, a zis, domnul Preda, noi nu stăm voie să irii, să ia apă din baltă. Da, pentru pescuit sportiv, uite, iau mâine. Dar eu n-am ce să fac, da? Agricultură, vin la ora 8-9 seara cu copiii, mă duc pe baltă. Nu, nu-i de activitatea mea. Și atunci am renunțat. Deci sursa de apă devine, sau este esențială, până la urmă, degeaba vorbim de irigații, dacă nu... Cazul dumneavoastră, concret, ca să nu vorbim așa la general. Dumneavoastră, atâta timp cât nu aveți o sursă de apă, nu puteți vorbi de nicio investiție în irigații, nu? Nu, pentru că nu dețin nici suprafețe imense în proprietate, gen, poate sunt unii fermieri, Ialomița, Brăila, Călăraș, care știu, au 1.500-2.000 de hectare. Poate să investească că sunt terenurile lor. Eu nu mă pot să fac într-un câmp, să exemplu, am o fermă pe la Pitească, am acolo, am 250 de hectare, să fac acolo 3 puțuri. Terenurile nu sunt ale mele, ele trebuie făcute la o distanță una de alta. Perdelele forestiere, vedeți o soluție? Perdelele forestiere, da, dar iar revin. Nu-i terenul proprietatea mea. Exact. Am teren în arendă foarte mult.
Noi Deci aici suntem trebuie într-un. găsit o formulă ca și pe terenul arendat să fie o soluție să se poată face aceste perdele forestiere. Fie, dar vedeți dumneavoastră și cu contractul de arendă, unii au reticență, fac Da. contracte pe 2 ani, pe 3 ani, ați văzut, a apărut legea arendei. Da, Și da, atunci, da, da. puțini oameni Eu. înțeleg, sau cel puțin unii pe mine mă înțeleg, că eu lucrez de peste 25 de ani cu dânsii, lucrând și la CAP-ul vechi, ne-am înțeles și ne cunoaștem de ani de zile și au încredere în mine. Dar mai sunt și generațiile astea noi de oameni veniți, copiilor, ginerii, moștenitorii, care nu mai au aceeași înțelepciune care aveau oamenii în vârstă. Și unii sunt reticenți, că zice vreau pe 2 ani, vreau pe 3 ani, vreau să rețineți că și la birou e o întreagă muncă din asta pentru fetele care întotdeauna trebuie să lucreze la contracte, la primărie, să le înregistrăm. E o nebunie. E o Nu nebunie e pentru. simplu să fii fermier în Nu România și. e, nu e. Domnul, ați fost la mine în fermă. Și situația că am avut noroc și că sunt două fete din localitate, sunt două fete istețe, sunt și copiii mei din familie cu care lucrăm. Dar minte, de unde găsești oameni la țară să-ți completeze, să lucreze în birou? Și să acceseze și ceva, uite, Da. un grant, cum a fost fata de la mine, de la birou, Da. și mulțumesc foarte mult, s-a ocupat personal. Unde să ne Domnule împărțim? Preda, am înțeles. Dumneavoastră, și vă întreb pentru că dumneavoastră chiar aveți o fermă de familie, o afacere de familie, pentru că alături de dumneavoastră sunt membrii familiei care vă ajută. Povestiți-mi un pic cât de importantă este familia pentru dumneavoastră și ce înseamnă, până la urmă, pentru dumneavoastră personal, o noțiune abstractă pe care o folosim, dar de multe ori nici nu. Domnul, Fermă de familie. Ce înseamnă o fermă de familie? am început-o de unul singur. Cu timpul, cu vremea, s-au mărit cei doi feciori ai mei, Costin și George, de la unde vine și denumirea firmei GOMN Costin, așa. Prin căsătoria fiicei mele a venit și unul din ginere, Victor, care e un băiat excepțional și profesionist și artist și lucrează pe tractoare, pe combine, seamănă, ară, discuie, face totul. Și ginerele cel mare, preotul, care știți, am ginere preot, care e și director în cadrul societății noastre, se ocupă de foarte multe acte care le avem. Deci dacă familia nu era în momentul când ne-am mărit, când s-a diversificat activitatea, eu nu puteam să fac față. Și atunci cel mai bun lucru pe care l-am făcut, care cu vremea, cu timpul, ei muncesc de la 6 ani, de la 7 ani în fermă cu mine. Mi-aduc aminte, George Costin avea 7-8 ani și pleca cu Costel Mecanicul și semăna 25-30 de hectare cu SPC8. Deci niște copii deosebiți pe care știți, muncesc, se zbadă dimineața până seara, viața lor înseamnă câmp. Familia Frumos. pentru mine înseamnă ei și cei 10 nepoți care mă bucur și care i-am și ulterior a venit. Andrei cel Mare, spre exemplu, e pe combină. Andrei a terminat clasa 10, ea 11. Dar vreau Să să vă rețineți că trăiască. la 10, da, e de la George, de la băiatul cel mare, e înalt, are 2 metri, și e pe combină de la Frumos. 10 până la ora 8 seara. Domnule Preda, pentru că sunteți atât de bine conectat și ancorat în realitățile satului românesc, să-i zicem așa, chiar dacă sunteți mai aproape de capitală, sigur cunoașteți foarte bine realitățile. Cum vedeți viitorul satului românesc? Ce e bine în acest moment și ce nu e bine în satul românesc? Viitorul satului românesc, eu îl văd la nivel de autoritate locală, prin implementarea unor programe din astea financiare europene, prin asigurarea unor condiții de viață și de trai, începând de la școală, grădiniță, știu ce obiective de Dispens industrie mică, sănătate, eu locală. știu, cabinet medical și Sănătatea așa pe mai departe. primul loc, domn, sănătatea pe primul loc, adică cu dispensare, cu medici, cu o Deci farmacie, fără infrastructura fac asta și diferența. fără condiții Da. de anul 2022, e greu să ne închipuim un viitor pentru satul românesc, că Da. vom atrage tineri. Canalizare, cu o electrificare bună, cu aducerea de gaze, adică
să-i ajut pe oameni să vadă într-adevăr o diferență mică între oraș și sat. Credeți că o parte din tinerii care lucrează în străinătate vor veni în... Parte de la noi din tineri, din comună, din sat, aud că e plecat băiatul cu tare, că e plecată fata cu tare, că e în Germania, în Italia. Unii se întorc mai prost cu o situație financiară decât pleacă, dar încearcă. Și atunci părerea mea că de la școală, școala joacă un rol foarte important în educația lor. Adică să învețe carte, să îndrumăm spre niște licee de specialitate. Spre exemplu, a mai fost o emisiune făcută la mine cu copii, cu școala altfel sau ce a fost, în care mă așteptam și mă aștept întotdeauna la copii de la nivel de comună. Poate cu o situație și chiar puțin mai precară. Să vină spre activitatea... Ar trebui să-i atragem pe copii, să le, măcar să știi așa la nivelul lor despre ce e vorba. Eu cu toți copiii pe stradă, le dau bună ziua, vorbesc cu ei, cu unii chiar le spun, dar vouă nu v-ar place să lucrați pe un tractor? Uite că avem câțiva băieți din sat, 3-4 băieți, dar aș fi vrut mai mult să am. Greu, percep greu această acțiune, parcă li se pare o povară, uneori dar parcă... Ăsta e un argument cu atât mai mult să fie programe care să le explice și poate gândite pe o perioadă mai lungă, că... Nu se întâmplă nimic de pe o zi pe alta, nu? Nu, așa este, da, nu se întâmplă nimic, totul în timp, dar vedeți dumneavoastră să le placă. Cum vedeți fermierii din România, marea masă a fermierilor? Sunt uniți, sunt dezbinați, își urmăresc interesele? Domnul Vlad, până în momentul de față, nu văd o unitate, nu văd. Noi am pierdut încrederea în persoanele care ne conduc. Și tu nu mai văd nimic, parcă s-a stins ceva. Domnule Preda, vă mulțumesc foarte mult pentru lucrurile pe care le faceți și pentru energia pe care ați transmis-o în această emisiune. Mult succes în continuare. Punem punct acestei ediții Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei. În continuare o nouă ediție Fermierii României, reportaje foarte interesante și frumoase ca de obicei despre agricultura națională. Noi ne revedem luni la o nouă ediție Agrostrategia de la orele 10. Toate cele bune!